România este reprezentată în Parlamentul European de mai mulți deputați europeni, inclusiv din județul Hunedoara. Iuliu Winkler, președinte al UDMR Hunedoara și europarlamentar din partea Partidului Popular European, a declarat în cadrul emisiunii Hunedoara în direct că mai multe proiecte care nu au fost benefice pentru România nu au fost votate de către el și colegii săi, fie s-au obținut de la vot. Acesta a oferit și câteva explicații și exemple concrete. Noi, cel puțin, europarlamentarii UDMR, ne-am abținut sau am votat împotriva unor decizii, în ultimii 2 ani mai ales, pentru că ele nu erau decizii bune pentru România. Pot să vă fac o listă, nu cred că e cazul acum, dar decizii din acestea legate de taxa de carbon pe frontieră, decizii legate de eficiența energetică a clădirilor la modul la care în câțiva ani să interzicem centralele termice de apartament. Decizii legate de agricultură, în momentul în care vrem să ajutăm agricultura sau vrem să susținem Ucraina prin primirea fără taxe vamale a tuturor produselor agricole ucrainene, chiar dacă ele dau peste cap piața internă în Polonia, în Ungaria, în România. Aceste decizii au fost rele pentru România, noi am votat împotriva lor sau ne-am abținut, ele evident că au trecut pentru că este o majoritate extrem de progresistă și extrem de verde astăzi în Parlamentul European și atunci concluzia la toate acestea este una singură. Uniunea Europeană, din punctul de vedere al UDMR, trebuie să se schimbe.